Salut! Este important să folosim penița atunci când cântăm la chitară sau nu? Rămâi cu mine și în acest video vom discuta despre peniță. Pentru început ar trebui să știți că sunt mai multe tipuri de penițe, adică sunt și mai tari pentru chitara electronică, sunt penițe mai flexibile și sunt penițe foarte flexibile pentru anumit sunet. Ea se folosește mai mult la chitara electronică și la cea acustică, deoarece dorim să avem un sunet mai pronunțat. În cazul meu, la chitara clasică folosim unghiile de la mâna dreaptă. Penița se ține pe degetul arătător, da? Pe suprafața de sus și se primește că aici degetul mare vine pe partea de sus a peniței. Și aici rămâne puțin spațiu pentru ca să cipească corzele, da? Iată așa s-ar primi. Adică este nevoie ca să o ținem cu anumită putere, nu foarte tare, deoarece deja corzile o sune prea accentuate, dar nici prea liberă, da? Ca să cadă din degete. De asta este nevoie să vă antrenați mai mult timp ca să înțelegeți ce putere este nevoie să folosiți ca să țineți penița. Atunci când nu folosim penița, obținem un sunet mai închis sau nu atât de pronunțat, da? Haideți să vedem, ca exemplu. Sau? Haideți acum să vedem cu penița. În cazul în care sunteți începători și folosiți o chitară acustică sau electronică, ar fi bine să aveți o peniță, deoarece la aceste chitări corzile sunt duri și ca să nu vă faceți rană la degete, este bine să folosiți această peniță. Dacă vă folosiți de chitara clasică, nu este obligatoriu să o aveți, deoarece aici corzile sunt mult mai moi și respectiv sunetul este mai dulce. Contează ce dorim să cântăm la chitară. Dacă folosim arpegiu, atunci vom folosi degetele de la mâna dreaptă. Dacă folosim acompaniment sau strumming, vom folosi penița. Ok, sper mult că v-a ajutat acest video. Pe curând!